Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la ediție specială ca în fiecare miercuri, scenă politică românească în continuare în fierbere, indiferent că avem sau nu alegeri anticipate, câteva luni ne despart de ziua în care, iată, avem ștampila în mână pentru locale. Vom intra curând în linie dreaptă în campanie, până atunci însă se joacă șahul combinațiilor, șahul alegerilor și al alianțelor politice. Discutăm astăzi despre politica umaniștilor, cei care duminică 9 februarie au avut un eveniment extrem de important, înaintea lansării candidaților în alegerile locale. În platoul Antena 3 Pitești sunt în acest moment Ion Cornel Lazăr, președintele PPUSL Argeș și vicepreședinte la nivel național. Bună ziua, domnule Lazăr, bine ați venit! Să rămână, bine v-am găsit dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Și Cristian Popescu, Cristi Popescu, președintele Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal, filiala Pitești, un tânăr intrat în care dorește o schimbare de mentalitate și acțiune în politica românească, motiv pentru care s-a alăturat în urmă cu 6 luni în PPUSL Argeș. Bine ai venit, Cristi! Bună ziua și mulțumim pentru invitație! Domnilor, vă propun înainte de a discuta ce s-a întâmplat la București, pe așa despicând firul în patru, să urmărim un reportaj de la fața locului și, evident, o vom lua pe rând toate punctele rezoluției, să vedem ce doresc umaniștii. În cadrul Consiliului Național Extraordinar al Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal s-a hotărât modificarea structurii de conducere a partidului. Avocatul Daniel Ionașcu a fost ales prin vot președinte executiv al Partidului Puterii Umaniste. Esența doctrinei noastre este aceea: a pune omul potrivit la locul potrivit, respectiv a da fiecăruia ce îi se cuvine și a nu păgubi pe nimeni cu nimic. Așadar, a promova valorile la rangul și statutul pe care le au. Și nu uităm că fiecare dintre noi este o valoare. Clasa politică europeană a fost reprezentată de europarlamentarul Maria Grapini, care a reîntregit astfel familia umanistă. Eu sunt structurată ca umanist, mesajul meu este de a avea o scară corectă a valorilor și acest lucru îl spun și acolo, îl spun și în țară, să respectăm tradițiile și cultura românească și de aceea și mă străduiesc să fac multe acțiuni de promovare a României și, sigur, un alt lucru pe care cred că toată lumea îl doriți, da? Pe lângă o scară corectă a valorilor, cred că trebuie să avem o educație care să ne ducă la un spirit de solidaritate mai mare. Umaniștii au adoptat și textul rezoluției, care stabilește principiile participării umaniștilor la alegerile locale din acest an. 40 dintre orașele municipii din România au candidați umaniști și 60% dintre localitățile țării au organizații care trimit în alegeri candidații ai Partidului Puterii Umaniste. O surpriză frumoasă este numărul mare al tinerilor care vin spre partid. Dorim altceva. Dorim o schimbare, o schimbare pe care suntem capabili să o producem, în contextul în care atât stânga, doctrina de stânga, cât și dreapta, și mă refer aici la doctrina de dreapta, au eșuat. Ce vedem în stânga? Vedem dezbinare. În dreapta vedem aroganță. Avem nevoie de tineri care să vină, să aducă acel plus, o altă mentalitate, o altă abordare a lucrurilor. Ne dorim să conturăm o nouă clasă politică, să punem în valoare calitățile fiecăruia acolo unde el poate să performeze. Originally, I'm from Jamaica, but now... Originar sunt din Jamaica, dar acum locuiesc în Slatina, Olt. Sunt parte din familia românilor implicat în acest partid pentru că este umanist, este puternic, corect și pentru oameni, nu pentru cei suspuși, ci pentru cei defavorizați. De acest lucru avem nevoie. Filiala Argeș este una dintre cele mai puternice din țară. Până în 15 martie, argeșenii vor ști care le sunt candidații în alegerile din localitățile lor. Cei aleși de cetățeni vor trebui să respecte principiul umanist, administrație, nu politică pentru cetățeni. Lucrul important în rezoluție este că vor fi alegeri locale, toată lumea va fi implicată. Vom avea posibilitatea în localități, în comune, să facem și alte alianțe. Deci la timpul potrivit, timpul respectiv, vom ști clar ce avem de făcut. Eu cred că a fost un eveniment deosebit, important pentru Partidul Puterii Umaniste să avem un președinte executiv.
Așadar, am revenit la discuție în platou la Antena 3 Pitești. În acest moment, Ion Cornel Lazăr, președintele partidului la nivel județean și vicepreședinte național, și Cristian Popescu, președintele filialei Pitești. Domnilor, un eveniment în care ați spus, au s-au spus foarte multe lucruri, aș vrea să le discutăm, nu întâmplător, să-mi spuneți de ce a fost atât de important ce s-a întâmplat duminică la București. Domnul Lazăr. Da, așa cum am spus, a fost un eveniment deosebit. Important pentru noi ca partid a fost numirea, sau mai bine spus, alegerea domnului președinte Daniel Ionașcu, președinte executiv. Era important să avem la vârful partidului un om adevărat, un om pregătit, un intelectual, un om care știe ce vrea și un om aproape de oameni, un om cu suflet, un om cu frica lui Dumnezeu. Și cred că are carisma avocatul, bineînțeles, Ionașcu, evident. Pregătit foarte bine în domeniu, așa cum a spus și dumneavoastră, fiind avocat. Deci unul din punctele importante ale acestui eveniment a fost acest aspect, alegerea domnului președinte executiv, domnul Daniel Ionașcu. Bineînțeles că au urmat alte puncte la care o să facem referire în această emisiune, și de asemenea puncte foarte importante pentru noi ca partid, pentru că a clarificat etapa următoare, activitățile pe care noi le vom desfășura în etapa următoare, atât ca filială județeană, cât și ca filială locală, atât în Argeș, cât și în țară. Pentru că este foarte important ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Vreau să fac referire la acest lucru. Numai departe de sâmbătă, noi aici în Argeș o să avem o conferință județeană a Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal, conferință județeană care va va fi ales președintele Partidului Filial Argeș, pentru că toți suntem într-un interimat în această perioadă, și ca punct culminant al acestei conferințe județene va fi lansarea candidatului nostru la primăria orașului Pitești și la încă două orașe din județ. Sunteți primii, cel puțin în politica din Argeș, care își lansează public, iată, candidații la primărie. Vedeți că este un avantaj în acest lucru, sau de ce sunteți primii? Așa ați decis? Doamnă, sincer să fiu, nu mi-am dorit acest lucru, nu este un avantaj, ba din contră, vreau și noi să vedem și alte orașe, reședință de județ, dar ce să mai, suntem primii, vrem să facem o figură frumoasă, vrem să fim, de fapt să fim cunoscuți de piteșteni și nu numai de argeșeni. Iată că suntem primii și eu cred că va fi o... Ne puteți dezvălui ceva din... Pe cine aveți candidat la primăria Pitești? Ne puteți spune oficial? Nu că e vorba de dezvăluire, dar sunt convins că sâmbătă vom avea un om pregătit, vom avea un om care știe ce vrea, își dorește, un om neimplicat politic până în acest moment... Un om tânăr își dorește să schimbe ceva în politica argeșeană și de ce nu și cea românească. Aș vrea să-l întreb și pe Cristian, da? Cristian, o să spunem Cristian Popescu. Vă rog. Cristian Popescu, nu Cristi Popescu, Cristian Popescu, numele politic, nu? Cristian al președintelui Popescu. Cristian Popescu. Aș vrea să-l întreb pe Cristian Popescu, un lider este cel în urma căruia se încolonează un partid întreg. Iată că aveți un lider la nivel național în acest moment. S-a simțit această nevoie? Imprimă o anumită linie? Sigur că da. Eu cred foarte mult în puterea exemplului și domnul Ionașcu este un vector de imagine incontestabil. Nu face decât cinste Partidului Puterii Umaniste și sunt convins că foarte multă lume se va mobiliza și va consolida, dacă pot spune așa, partidul nostru. Deja avem tineri care vor să intre în partid, deja avem oameni care vor să colaboreze și să ne sprijine. Este un lucru îmbucurător pentru noi și nu face decât să ne responsabilizeze.
Apropo de ce spunea domnul președinte puțin mai devreme, suntem primi într-adevăr și ca o completare... Eu știți la ce mă gândeam? La primii în Argeș, adică nu Partidul Social Democrat, nu cu atât mai Partidul mult, Mișcarea Populară, nu Partidul Național Liberal, nu, ci sunteți primii în mediul politic argeșan, că pe oamenii asta interesează aici. Îmi cer scuze, domnul președinte, eu am crezut că vă referiți la noi, la partidul nostru. Da, se pare că celelalte partide încă există acea luptă internă și cine e candidatul. Pentru candidat și se pare că încă mai caută. Noi suntem cristalizați, știți exact? Suntem pregătiți pentru a intra în luptă cu candidatul nostru. Nu face decât să ne responsabilizeze încă o dată faptul că suntem primii atât pe plan local, cât și în cadrul partidului pe plan național. Adică cei în gușă și în căpușă, da? Ceva de genul, responsabilitate maximă pentru noi, trebuie să menținem ștacheta la nivel. Cristian Popescu, am văzut și foarte mulți tineri duminică în ceea ce au filmat colegii noștri la București, foarte mulți tineri. Este, iată, o apropiere și o întoarcere a tineretului către anumite, crezi că este vorba despre idei? Cred foarte mult că tinerii își doresc altceva. S-au săturat de politică. Exact. Ați pus punctul pe ei. Tinerii nu pot fi ușor manipulați. Ai vorbit foarte bine despre dreapta și stânga. Unii sunt prea alții, prea exact, de tot. Exact. Și ceea ce se întâmplă pe scena politică românească la momentul actual nu face decât să întărească spusele mele de atunci și de acum. Suntem într-o totală debandadă. Ei, tinerii, căci la ei mă refer în cele ce urmează, sunt total debusolați. Nu mai știu ce să înțeleagă. Ok, stânga, dreapta, amândouă au ieșuat. Se vede clar. Nu, dar de fapt este o emisiune a stângii în dreapta și a dreptii în stânga. Aveți perfectă dreptate. Pentru că nu mai știi care e dreapta și care e stânga. Aveți perfectă dreptate și sunt măsuri de stânga pe care dreapta l-a luat și viceversa. Și îi înțeleg, sunt total debusolați, dar pentru asta există o a treia doctrină. Au început să o perceapă, au început să o înțeleagă, doctrina umanistă. Doctrina care pune în valoare omul, o am aici și nu mă despart niciodată de doctrina umanistă, are drept valoare centrală omul cu atributele sale fundamentale, demnitate, onoare și curaj. Îți trebuie demnitate, îți trebuie onoare și îți trebuie o doză maximă de curaj să intri în politică la momentul acesta. Pe Dâmbovița se zice că dacă n-ai un pic de pilă, nu-ți folosesc la nimic astea. Domnul Lazar, cum comentați? Doamnă, da, timpul vă dă dreptate și... Timpul din urmă, că noi sperăm să... Vă dă dreptate la ce a spus dumneavoastră, dar cu toate acestea eu zic că e loc și de altceva. Din acest punct de vedere, noi... Și profit de ocazia acum să fac apel către toți cei care nu sunt implicați, către acele persoane indecise, să vină lângă noi, să ne asculte, să analizeze și sunt convins că vor considera că avem lucruri bune de făcut în continuare și împreună să schimbăm ceva în politica argeșană. Deci suntem umaniști, așa cum spunea domnul președinte, colegul meu, vrem să schimbăm ceva, avem cele trei fundamentale cuvinte, demnitate, onoare, curaj și toate trei se regăsesc la noi și acei oameni care se regăsesc în aceste cuvinte să vină lângă noi să spună cuvântul. Că stând deoparte nu facem nimic decât lăsăm pe alții să ne conducă și am văzut cine ne conduce în această perioadă. Dumneavoastră sunteți unul dintre liderii de politici cu foarte multă experiență în politică și totuși sunteți unul dintre puținii care nu ați trecut de pe dreapta pe stânga, de pe stânga pe dreapta. Sunteți unul dintre cei care ați umblat cel mai mult între un partid și cel mai puțin n-ați umblat între partide. Ați preferat să vă păstrați o linie. Eu vă mulțumesc și am tot respectul pentru presă. Pentru presa obiectivă și pentru cei care, într-adevăr, văd lucrurile într-o direcție corectă. Păi nu, dar hai să spunem că n-ați fost. Dar ați fost... Eu am fost într-un singur partid, exact. Partidul Noua Generație, cu partidul respectiv și nu mi-e rușine să o spun, cu el am plecat, după care s-a desființat acest partid și am urmat cu Partidul Conservator.
Și, care este, aș putea spune, cel care a stat la baza... Care a stat la baza Partidului Puterii Umaniste Sociale Liberale, pentru că s-a desfințat Partidul Conservator. Deci nu am fost nici pe stânga, nici pe dreapta, eu mi-am urmat drumul meu. Deci cine spune că, mă rog, am fost... Nu asta, dar totuși, de ce nu v-ați dus pe stânga, pe dreapta? Că asta nu. Spun cu experiența dumneavoastră, putea să găsiți destul de ușor o cheiță, să intrați în administrația publică. E un fel al meu de a fi, să știți, și nu mă regăseam. Dacă am plecat pe un drum și am văzut lucrurile într-un fel, nu pot ca într-o săptămână sau în altă săptămână vorbim să de ani, domnul Lazar, vorbim de ani, zeci de ani. De ani să merg în altă parte. Nu pot. Am mers aici, spuneam puțin mai devreme de ce suntem primii. Da, 2016 pe mine m-a găsit la acest partid, eu am fost aici, eram foarte puțin și am candidat pe listele Partidului Puterii Umaniste Social Liberal, 4 filiale din țară care am candidat și am obținut rezultate frumoase. În momentul ăsta avem și consilieri locali Partidul Puterii Umaniste Social Liberal. Deci eu sunt aici și vă spun că pe direcția asta mergem, pentru că nu putem să dăm la o parte ceea ce noi încercăm să explicăm, valoarea umană. Deci noi ne adresăm omului, noi încercăm să venim în sprijinul omului și cine se îndepărtează de acest deziderat, eu cred că greșește foarte mult. Dar, așa cum și cu asta închei, vreau să dăm la o parte interesele personale, interesele de grup, ce aduc în politică în momentul de față, ceea ce există, de fapt, în momentul de față în politica românească. Vreau să întreb pe Cristian Popescu, ce crezi că lipsește în acest moment unui... Nu știu cum să întreb, dacă unui politician, nu atât unui politician, ci pentru a câștiga respectul celui care votează în acest moment unui tânăr, om care intră, nu poți să-l numești politician, un tânăr care intră în politică, este clar că intră pentru că își dorește o schimbare. N-a făcut politică, nu știe despre ce e vorba. Aveți o rezoluție, iar la punctul numărul 1, Cristian Popescu spune așa, criteriul experienței și competenței profesionale în cazul candidaților, evident, persoane împlinite pe plan uman și profesional, desprinse de interesele materiale. Exact. Exact. Și asta înseamnă grosomodo omul potrivit la locul potrivit. Da? Deci ne dorim alături de noi și vrem să promovăm un astfel de profil. Da? Om care nu a mai fost implicat în chestiuni care lasă loc de speculații, este împlinit atât profesional cât și educațional, are o anumită bază pe care noi putem să construim și pe care să poată să construiască și persoana în cauză, da, ceva concret și solid. Da, este greu pentru un tânăr să intre în politică la momentul de față. Vede ce se întâmplă? Are modele pe scena politică ce nu sunt modele, între ghilimele modele. Îmi cer scuze, da, scara valorilor este total întoarsă și da, într-adevăr, îi înțeleg, sunt debusolați și nu se regăsesc. Dar pentru asta existăm noi. Și încă o dată facem un apel la cei care... Nu le promiteți nimic. Nu. Nu. Vrem doar să promovăm meritocrația. Nu sunt doar vorbe în vânt, credeți-mă. Nu aruncăm ceva sub efectul bumerangului, nu. Vrem tinerii să vină și să ne urmeze, să înțeleagă că nu totul se reduce la stânga, la partidele de stânga sau la partidele de dreapta. Există și Partidul Umanist, Doctrina Umanistă, care prinde contur foarte solid și îi vrem alături de noi. Aveți de completat aici ceva, v-am văzut. Da, vreau să spun că noi... Când facem apel către toți cei care au stat deoparte până acum și au pregătirea necesară și au un cuvânt de spus, e momentul. E momentul să vină lângă un partid curat, să vină lângă cei care doresc o schimbare, pentru că am așteptat prea mult, doamna Cristina, am așteptat 30 de ani să vină acel bine de care tot îl sperăm sau pe care îl vedem în perspectivă. Nu mai vine niciodată sau nu-l mai vedem. 30 de ani n-am văzut un bine. N-am văzut decât ură, decât denigrare, decât dezbinare, decât tot felul de lucruri urâte, dacă pot spune așa. Hai să fim altfel. Noi, Partidul Puterii Umaniste, vrem altfel să facem politică. Cu oameni adevărați, oameni prietenoși, oameni care au un cuvânt de spus,
exact cum a spus domnul președinte, meritocrația, omul potrivit la locul potrivit, să aducem zâmbet pe față până la urmă. Eu nu mai văd un om mergând pe stradă zâmbind sau, eu știu, având un alt comportament de bucurie. Totul parcă este așa, în întuneric. Noi vrem să facem cu oameni noi, dar vreau să punctez aici, este nevoie de tineret la modul cel mai serios. Oameni cu avânt, oameni cu dorința de a face bine, dar este nevoie și de un om cu experiență, un om care a trecut prin politică, pentru că trebuie să fure, între ghilimele, de la cel cu experiență, tânărul, ce e bun. E nevoie și de... Și aici ne regăsim noi. Noi facem trecerea aceasta dintre cel cu experiență și tineretul de azi în politică. Partidul pe care îl reprezentați dumneavoastră reprezintă, îmi spuneți, un partid de viitor. Nu un partid care își dorește neapărat să dea un boom în câștigarea unor alegeri și, pe urmă, să n-aibă ce să facă, ci un partid în care se construiește. Mă gândesc că aveți suficientă experiență să știți că va fi dificil de obținut un scor. La ce scor vă așteptați, domnule Azăr, ținând cont de faptul că partidul este tânăr în această formație? Doamna Cristina, obiectivul nostru în acest moment este să demonstrăm că existăm și, bineînțeles, dacă oamenii ne vor percepe în sensul bun al cuvântului, înseamnă că vom avea și procente, pentru că, din păcate, aici discutăm de procente. Mai avem încă 2 luni de zile, sau cât mai avem până alegerile locale, și eu cred depinde că acum de depinde acum de distinșii noștri guvernanți parlamentari. În ceea ce mă privește și cu echipa, vom face tot ce depinde de noi să fim cunoscuți și oamenii să ne aleagă, să vină lângă noi. Aceste procente sunt foarte importante în locale, mai ales atunci când știm că în administrație totul se face în echipă. Degeaba ai un primar de o culoare politică dacă Consiliul Local este de o culoare, de altă culoare politică sau nu are în componență și oameni care să poată face un pic de opoziție. Și invers, sau trebuie să ai Consiliul Local. Alianțele, asta vreau să vă întreb. V-ați gândit la alianțe în această perioadă sau este prea devreme să vă întreb, ținând cont că sâmbătă aveți de fapt închegarea? Sâmbătă avem conferința județeană a partidului, conferința județeană de alegeri. Și, bineînțeles, și acolo să analizăm acest aspect și o să-l explicăm. A fost Consiliul Național, duminică pe 9. La Consiliul Național a fost dată o rezoluție. În acea rezoluție s-a punctat acest lucru. S-a punctat în sensul bun al lucrurilor. Faptul că avem posibilitatea ca la alegerile ce urmează să facem anumite alianțe în interesul cetățeanului. Să fie foarte clar, nu în interesul partidului sau nu știu cum. Deci dacă un consiliu local are majoritatea, așa cum spuneați dumneavoastră, fiți convinsă că primarul respectiv își va duce programul foarte ușor la îndeplinire și nu vor fi blocate tot felul de proiecte. Deci avem majoritate în Consiliul Local. Iar noi încercăm să fim acolo, să creăm acea majoritate, în așa fel încât proiectele pentru cetățenii comunei respective să fie rezolvate. Aveți în acest moment, știu că v-ați așezat structura 6-7 luni de zile, asta ați făcut structura în teritoriu, nu? Aveți candidați ca să întreb, doamnă, astfel? Încep să aflu un pic înainte. Da. Am reușit, nu e ce mi-aș fi dorit. Dar plăcut, surprins am rămas în ultimele 2 zile. Este clar, partidul are nevoie de multă, multă, multă publicitate, dacă pot spune așa, de multă implicare, să fie cunoscut de toată lumea. Numai în ultimele zile, odată venit de la București, am fost sunat de foarte multe persoane și am spus, dom'le, e altceva. Și eu cred că când spun că este altceva, se referă și la ceea ce facem noi aici în Pitești, în Argeș, dar și la cel care ne conduce în acest moment, la domnul avocat, domnul Daniel Ionașcu. Nu mai are nimeni ce să spună despre un conducător al unui partid la nivel național, deci nu are ce să spună, cum nu are ce să spună și despre un coleg al nostru de față aici, să zicem. Deci tânăr, deci nu are ce să spună. Deci eu cred că avem un mare câștig prin domnul Daniel Ionașcu.
De fapt, cei care vor să-l vadă, nu o să fie restricție la ușe, sâmbătă va fi prezent aici la conferința noastră, sâmbătă începând cu ora 12. Ca să spun, după o întâlnire la Antena 3 Pitești, domnul Ionașcu va fi invitat la Antena 3 Pitești de la ora 10:40 într-o ediție specială pe Publica, după care va urma conferința dumneavoastră de la ora 12. De la Sala Filarmonicii din Pitești, pe Calea București, numărul 2. Dacă îmi permiteți, rulau imagini acolo și vreau să punctez două lucruri esențiale. Domnul Ionașcu vorbea despre fiecare dintre voi este un președinte. Câtă înțelepciune, câtă responsabilitate, cuvinte cu greutate, încerca domnul Ionașcu să ne responsabilizeze maxim. Nici nu, foarte puțin a vorbit la prezidiu. Îl puteți vedea în imagini, era în sală, era parte din noi. Pe lângă faptul că îți dădea un sentiment extraordinar de plăcut să vezi un om atât de dăruit, atât de implicat alături de tine, venea și întărea afirmațiile doamnei Grapini, spre exemplu, o umanistă convinsă pe care o puteți vedea în imagini și alături de noi, cu un discurs extraordinar de profund și de mobilizator pentru întreaga societate umanistă, dar venea să întărească, spun, convingerile și ideile acestui partid. Vreau să profit de ocazie și să întăresc puțin spusele domnului președinte puțin mai devreme. Noi tinerii, sigur că avem nevoie de experiența celor mai în vârstă și mă refer politic. De ce să repetăm tot timpul aceeași greșeală? De ce să nu fructificăm acest avantaj pe care îl avem? Este foarte important. Dom'le, africanii au o vorbă și îi spun de fiecare dată când moare un bătrân, arde o bibliotecă. Este capital pentru noi să învățăm atât din greșelile lor, cât și din experiența lor politică, să luăm de acolo tot ceea ce a fost bun, să multiplicăm 2, 3, 4, să ne responsabilizeze, dar să lăsăm deoparte greșelile pe care le-au făcut. Și numai așa, prin puterea exemplului, pentru că eu sunt un mare susținător al puterii exemplului și nu cred că există, dacă vreți, sursă mai importantă de cunoaștere decât experiența. Tu ai o foarte mare dragoste pentru România. Așa tu este. Ai stat în Canada 15 ani, dar te-ai realizat profesional acolo și totuși ai preferat după 15 ani să revii în România pentru că ți-ai dorit să construiești aici. Și o să vă spun un mic secret. Și acolo deci nu te-a alungat ce ai văzut la televizor, nu ți-a fost sub rușine că ești român? Nu, sub nicio formă. Ba mai mult, mi-a dat un imbold, m-a făcut să-mi doresc să mă implic, cochetam și acolo, dar în cercul meu de prieteni, la nivel micro, eram un susținător al fostului prim-ministru canadian Stephen Harper, șeful Partidului Conservator de la acea vreme. Dar odată cu reîntoarcerea mea în România, mi-am dat seama că, dom'le, nu poți să faci politică la colț de stradă și nici în cercul tău de prieteni. Trebuie să te exprimi democratic, trebuie să te exprimi într-un partid politic. Și aici a intervenit Partidul Umanist. Doctrina m-a convins să mă alătur dumnealor, în contextul în care atât stânga cât și dreapta nu mai pot spune nimic. Exact. Și aici, Cristian Popescu, suplimentar, aș vrea să te întreb, pentru că ești un om tânăr și vii de afară unde experiența lor în administrație și modul în care merg lucrurile nici nu poate fi comparată cu ce se întâmplă la noi. Ce crezi că lipsește României, orașului tău în care te-ai întors? Doamnă, mi-am promis mie că dacă vreodată am să mă întorc și am să fiu în postura de a vorbi despre aceste lucruri, e bine, nu am să ezit. Am cunoscut o societate unde cetățeanul este protejat. Se simte în siguranță. Este tratat în instituțiile publice
cu maximă politețe și responsabilitate. Asta știm, dar ce lipsește? Lipsește un proiect mare. Un proiect mare de țară. Asta vreau haideți să nu mai gândim la nivel micro. Da. Nu, trebuie gândit la nivel macro. Ne trebuie un proiect de țară, ne trebuie un proiect de lungă durată. Și nu numai de țară. Haideți să vorbim și de Pitești, de municipiul nostru, să vorbim despre județul nostru. Ne trebuie un proiect la nivel macro. Trebuie să începem să gândim big, cum spun americani. Trebuie să se gândim de acum în 10, 20 de ani, poate chiar 50 de ani. Nu sună deloc rău. Trebuie să fim realiști. Nu mai merge, și îmi dădea cineva un exemplu puțin mai devreme înainte să intru în emisiune, nu mai merge cu haide să peticim ceva. Dom'le, petecul va trebui să-l scoatem din mentalitatea noastră. Va trebui să schimbăm cu totul acel ceva. Da? Da, pentru acest lucru, exact cum a spus domnul președinte, ne trebuie un proiect macro, un proiect mare. Înainte de asta ne trebuie oameni responsabili, doamnă, ne trebuie oameni cu experiență la nivel național și când spun oameni responsabili, spun oameni cu frica lui Dumnezeu, oameni, de ce să ne ferim? Iubitori de țară, de ce să ne ferim de acest lucru? Că toți fug naționaliști, naționaliști. Nu, domnule, dacă îți iubești țara, ești cu fruntea sus și te bați pentru această țară. Deci, cred că la acest lucru se referea domnul președinte, exact. Că ne trebuie un proiect mare, dar în acest proiect să fie la nivel de conducere oameni responsabili, oameni cu experiență, oameni care își iubesc țara și oameni care se bat pentru nevoile și interesele acestei țări. N-am văzut așa ceva până acum și suntem în acest moment unde suntem. Doamna Maria Grapini, europarlamentarul Maria Grapini, spunea cu amărăciune că în Parlamentul European observă că, de fapt, așa aducea o critică, cu amărăciune, românilor le lipsește solidaritatea față de cum arată celelalte națiuni. Prin acolo. Ce am trecut în această... Da, deci asta vreau să vă întreb. Da. Educația, cum o facem pentru solidaritate? Cum ne întoarcem la solidaritate și la bună vecinătate? E adevărat ce spune doamna Maria Grapini și am trecut prin tot felul de momente grele în care acolo nu eram, era tot ce era și în țară, dezbinare. Iar eu am spus de fiecare dată, odată ce ai trecut hotarele țării și ai ajuns în Parlamentul European, ești român. Nu mai e nici pedelist, nici pesedist, nici... Da, dar asta vine tot din țară, din mentalitatea noastră de aici. Că aici nu suntem solidari. Aici. Și eu ce spun? Trebuie să implicat toți cei care au un cuvânt de spus, tinerii să iasă în față, să ne alegem oameni responsabili, oameni cu experiență, în așa fel încât să-și iubească țara și să ne ducă peste hotare acolo și să ne reprezinte cu cinste și onoare. Așadar, mai avem, cred că un minut sau două, un minut mai avem, domnule Popescu, domnule Lazăr. Deci, iată, sâmbătă, înțeleg, informație completă, vin lideri ai PPUSL din toată țara? Nu, vor veni cei de la nivel național. De la nivel național, da. Vom avea și invitați, bineînțeles, din unele filiale din țară, dar ne axăm foarte mult pe cei din Argeș, tocmai pentru a unde prezenta. Unde va avea loc întâlnirea dumneavoastră? Va avea loc la Sala Filarmonicii din Pitești, Calea București, numărul 2, fostul cinema București, cum era odată. Și mai vreau o întrebare foarte repede și nu trebuia să închei, dar trebuie să vă întreb asta. E adevărat că o organizație ALDE foarte mare a trecut la partidul... Da, se pare ceva umanist. Prin Transilvania, nu știu, așa, Alba Iulia, da. E un semnal, iar se pare că lucrurile merg într-o direcție. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi la Antena 3 Pitești, domnul Cristian Popescu, președinte al filialei Pitești și domnul Ion Cornel Lazăr, președinte la nivel județean și vicepreședinte la nivel național. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția specială. Ne reîntâlnim mâine la Subiect de Presă. La revedere!